Vecinii s-au speriat când au văzut că din apartamentul alăturat iese fum, așa că au pus mâna pe telefon și au chemat pompierii. Aceștia s-au deplasat prompt la fața locului cu o auto utilitară și cu un echipaj smurt, însă toată mobilizarea a fost aproape inutilă. Fumul gros provenea de la o tigaie uitată pe aragaz de o bucătăreasă grăbită sau pur și simplu distrată. Pompierii au luat de pe foc tigaia buclucașă și au salvat proprietarii de la daune serioase.